Și așa cum v-am promis, am zis că o să vă arăt ce au lucrat domnii și cum i-au montat centrala. Cam așa arată dulapul acesta sau mini cămăruța asta. Aici aveam noi boilerul înainte și vă spuneam eu că la momentul la care mi-au montat centrala, mă gândeam ce doamne mi-au pus centrala aici la mijlocul spațiului și nu mi-au pus-o un pic mai sus ca să pot eu să am mai mult spațiu de depozitare, dar o să vă arăt afară că este foarte aproape de acoperiș, așa cum și Andrei a menționat, cred că în videoclipul trecut. Cam așa arată. Acum sperăm și Doamne ajută să ne țină cât mai mult. Mi-au scos toate țevile care erau inutile și de care nu aveam nevoie. Și o să-mi fac Andrei aici ca un fel de mască în care să pot eu să depozitez cât uși de puțin. Nu știu, ne gândeam poate să și punem ceva linoleu acolo, că arată destul de rău, sinceră să fiu. Poate o să-l vopsim. Oricum, când ne întoarcem din România, o să mai vedem. Dar cam așa arată. Centrala este de la Bosch și avem aici și termostatul, Andrei? Termostatul, mai venea cuvântul. Am zis, nu zic o prostie. Termostatul care poate fi mutat oriunde și cred că noi o să-l mutăm. Crezi că jos sau sus o să-l ținem? Sus, vrei să-l ținem? Deci, dar trebuie pus jos. 30, da. Ai dreptate, da. Nu știm, o să vedem. Aici nu e rău deloc. Închid ușa și nu o să se mai vadă absolut nimic. Dar o să vă duc jos să vă arăt cum se prezintă situația. Ce zice Andrei? Nu faceți cum. Da. Să facă zgomot mai tare, să nu știu. Da, nu faceți zgomot, ai dreptate. Dacă la etaj lucrurile nu stau rău deloc, din păcate nu putem să spunem același lucru despre bucătărie. Arată dezastros, cred că este puțin spus. Arată foarte, foarte rău. Încă este gresie acolo. În partea aceea e tapet vechi, Dumnezeu știe de câți ani. Avem o gaură aici în tavan pe care Andrei trebuie să o astupe. În partea aceasta unde am avut noi centrala veche, ne-au astupat domnii gaura.
Dar aici sus o să trebuiască, Andrei, să astupe cumva. O să pui rigid. O să stai mai tare, o pui mai tare, o pui pătoasă. Da. Inițial vă povesteam eu într-unul dintre vlogurile trecute că ne gândeam să punem cabinete de mobilă sau dulapuri și în partea de sus. Mă gândeam eu că poate ar fi bine să pun în continuarea acestui dulap câteva dulapuri sus și apoi în continuarea acelui dulap. Dar când a venit Andrei, el zicea că ar fi mai bine să punem dintr-o parte în cealaltă. Și cred că asta o să și facem. O să... Mobila noastră este, adică mobila, ușile de la mobila noastră sunt cumpărate la B&Q și cu siguranță o să le găsim că încă sunt în stoc. Și cred că asta o să facem când venim din România. O să încerce Andrei să dea toată mizeria aceea jos, o să zugrăvim, o să dăm o mână de vopsea și apoi o să ne comandăm niște dulapuri dintr-o parte în cealaltă. Oricum bucătăria noastră este foarte micuță și atunci asta o să ne creeze și extra spațiu de depozitare. Dar da, cam asta este treaba cu casa. Când repari una, se strică alta și n-avem ce să facem. Este un viciu de acesta continuu. Întotdeauna ai de lucru la casă. Mergem în grădină. Da, mergem în grădină. Deci vreau să vă spun că nici măcar n-am reușit să vă povestesc și nu știu cât de bine se mai vede acum, dar ce m-a mușcat o albină sau ce m-a înțăpat o albină, am ieșit afară și pentru că vremea este așa de minunată, am zis hai să ies eu afară, să-mi întind hainele afară. Și când m-am apropiat de pomul acesta pe care îl avem noi în grădină, deci m-a înțepat o albină, o să-ți introduc eu undeva aici o imagine să vezi, asta s-a întâmplat, nu știu, de vreo 3 ore, cred că, acum mai bine de 3 ore și încă simt înțepătura. Am luat un antialergen, am zis, Doamne ferește, parcă simțeam așa cum, nu știu, probabil că este normal, dar nu mai mi-aduc aminte de ultima dată când am fost înțepată de o albină, cred că, nu știu, mulți, mulți ani și... Mă gândeam, Doamne, este normal să simt așa cum se împrăștie, parcă, nu știu, simțeam așa furnicături. Da, asta am pățit de dimineață, pe la amiază. Am amânat un pic să ieșim în grădină, că sincer să fiu, după ce m-a pișcat, nu m-am simțit foarte, foarte bine. Acum le povesteam că m-a pișcat Albina. Mi-a rămas acul în mână, Andrei mi l-a scos. Deci vreau să zic bine că a fost Andrei acasă cu mine, că dacă puneam copii, eu ce mai, că eram toată leșinată, ce să mai îmi scot eu acul de acolo, dar dacă puneam copii să-mi scoată acul, cred că era un circ. Mihai săracul era afară și el și când a văzut cum a pișcat albina, a luat-o la fugă în casă, deci da. Într-o ordine de idei mult mai pozitivă, hortensiile noastre arată absolut superb. O să tăiem câteva. La astea vin albinele, crezi? O să tăiem câteva să ducem în living room, dar arată minunat. Deci, nu știu, îmi place atât de mult partea aceasta a grădinii noastre, este absolut superbă. Nu știu dacă au fost albinele vecinului, că v-am spus eu că vecinul ăsta din spatele grădinii mele are stupi, cred că și vedeți. Nu știu dacă au fost albinele lui sau pur și simplu albine, nu știm, da. Dar cert este că m-a înțepat. Bun, haideți că vă pun pe trepied că am vrea să ne apucăm să ne legăm roșiile și sincer să fiu aș vrea să scot ridichii, că nu știu dacă este normal să fie așa de mari. Dar uite încă un Andrei, o vezi? N-o să ne înțepe. Acum le batem. Dar ia, uitați că sunt de frumoase, cât este de frumoasă mazărea, trebuie neapărat să o pun pe ceva, că uite la ea săraca de ea și să tai și florile de la ea. Se taie florile? Da, se taie florile. Foarte, foarte frumoase. Bun, haideți că vă punem pe trepied și ne apucăm un pic de treabă. Thank you.
Și am cam terminat. Ia uitați ce am scos din două paturi. Din păcate, ridichii nu ni s-au făcut. Nu știu care să zic că este cauza. Poate trebuiau scoși mai de mult, dar erau foarte micuți, de aceea nu i-am scos. Nu știu, nu le-a mers bine. Ia uitați cum au ieșit. Sunt foarte lemnoși. Da, nu ne-au ieșit. Asta este. Anul viitor o să mă documentez poate un pic mai bine, că normal lor ar trebui să le meargă bine în Anglia, dar nu știu de ce nu mi-au ieșit, am habar n-am. Salata arată încă bine. Mai am aici un pic de ceapă. Săptămâna asta am tot scos din ceapă și mai am, cât să zic, poate de o salată sau de două salate, dar până plecăm în România, cu siguranță o să scot și salata și ceapa verde. Iar roșiile, acum aduce Andrei pari și o să le prindem pari, dar la roșiile merge cel mai și cel mai bine. Și am aici două fire de castraveciori, sau cred că acesta este castravete și celălalt este dovleac, mai mi-aduc aminte exact, dar acesta este castravete cu siguranță și am aici și un castravecior, nu știu cât de bine îl puteți vedea, ia uitați acolo. Și mai am o floare acolo. Da. Arată destul de bine. Cred că acela este totuși dovleac, dacă nu mă înșel. Iar în partea aceasta, acestea sunt primele roșii pe care le-am plantat împreună cu voi și le merge foarte, foarte bine, fetelor. Deja avem câteva gogonele. Anul trecut câteva dintre ele nu mi s-au copt, au rămas gogonele. Dar am pus gogonele la murat. Și ia uitați cât sunt de frumoase. Aceasta este mai mare. Și mai am câteva și micuțe pe acolo. Nu știu cât de bine mi le prinde camera. Și flori avem din belșug. Le merge destul de bine. Aici am mazăre și am plantat eu aici, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, fasole lată. Dar mi-am mâncat-o ceva când ne-am întors din Turcia. Am crezut că o să revină, dar din păcate nu și-a revenit. Dar mazărea arată foarte bine. Încă nu avem mazăre, dar să sperăm că pe când ne întoarcem noi din România o să fim ok. Ardei iuți. Destul de micuți. Nu știu dacă le merge bine, nu știu, habar n-am, nu știu, așa ar trebui să fie, nu mă pricep. O să-i mai lăsăm, îi udăm. Iar când o să ne întoarcem acasă din România, să sperăm că o să avem rod la ei. Iar în ceea ce privește ierburile aromatice, așa cum v-am spus și în videoclipul trecut, cel mai bine le merge. Știu că menta trebuie să o pun separat, pentru că are tendința să se extindă foarte mult. Și chiar îi spuneam la Andrei că avem un ghiveci acolo, poate ar trebui să o plantăm într-un ghiveci separat. Dar acolo avem pătrunjel creț și chives. Ai adus, Sățu? Niște lemn. Da. Câte fire avem, Andrei? 5. Super. Crezi că ar trebui să-l punem pe par? Habar n-avem. După cum bine vă puteți da seama, suntem niște începători. Thank you.
atât de la noi pentru astăzi. Mulțumim mult pentru vizionare, ca de fiecare dată. Vă pupăm și ne vedem data viitoare. Pa, pa!